Astăzi vorbim despre 5 obiceiuri care diferențiază o femeie elegantă de o femeie obișnuită. Așa fi. Recent mi-a lăsat una dintre voi un comentariu în care mă întreba sau îmi sugera mai degrabă să fac un clip despre reguli pe care femeile elegante trebuie să le urmeze. Și răspunsul meu a fost că tot ce am zis eu până acum în clipurile dedicate acestei serii sunt un fel de reguli, dar ele nu sunt neapărat reguli, ci sunt trăsături, adică devin ceva firesc pentru o femeie elegantă, devin parte din comportamentul ei și devin parte din ceea ce este în general o femeie elegantă. Adică nu e vorba neapărat de a trasa niște reguli. Știu că societatea din ziua de astăzi ne face să credem că trebuie să urmăm niște reguli, că există niște linii și după liniile alea să ne ghidăm. Și dacă ne abatem de la liniile alea, mamă, s-a dărâmat pământul. Nu, este vorba de a-ți însuși mai degrabă niște obiceiuri, astfel încât să evoluezi, astfel încât să devii o persoană mai bună, astfel încât să te dezvolți. Nu se pune problema neapărat de niște reguli. Și plecând de la comentariul ăsta, m-am gândit totuși să vorbim de 5 reguli sau mai degrabă 5 lucruri pe care o femeie elegantă le face sau lucruri pe care nu le face și care o diferențiază de o femeie obișnuită, da? Unde se începe să se vadă elegant. Dacă e să priviți două femei, neștiind absolut nimic despre ele, uitându-vă după aceste 5 caracteristici, 5 obiceiuri, 5 lucruri, vă puteți da seama care este elegantă și care este o femeie obișnuită cu lucruri obișnuite. Nu se înțelege că este ceva rău în a fi obișnuit. Fiecare poate să fie cum dorește, pentru că iarăși m-am întâlnit cu întrebarea, dar dacă nu vreau să fiu elegantă? Dacă nu vrei să fii elegantă, nu e nicio problemă, este perfect treaba ta. Aici vorbim strict pentru acele persoane care încearcă să se dezvolte, ca și mine, încearcă să facă mai mult și încearcă să se dezvolte atât din punct de vedere al stilului, cât și din punct de vedere al comportamentului, cât și din punct de vedere al lucrurilor către care se îndreaptă și așa mai departe. Deci aici nu e o problemă că ești o femeie normală sau o femeie elegantă, ci e vorba despre ce preferi tu, adică către ce tinzi tu. Eu mă adresez cu seria asta în mod special acelor fete femei care vor să evolueze și v-am zis eu că experiența m-a învățat că la un moment dat în viața asta, dacă vrei mai mult, trebuie să faci și tu mai mult, adică trebuie să lucrezi la tine. Dacă vrei să îți depășești condiția într-un fel, trebuie și tu să lucrezi la anumite aspecte. Și despre asta este vorba, nu neapărat că e ceva în regulă, va fi normală. Doamne ferește, nu e deloc. Și primul lucru pe care o femeie elegantă nu îl face și este un lucru pe care nu o să-l vedeți la ea, cel puțin în public, nu o caracterizează, sunt gesturile alea foarte grăbite, foarte nervoase, ca de exemplu atunci când vedem în public pe cineva care scotocește în geantă așa nervos și caută și se așa și e foarte agitată. Știți, gesturile alea care trădează agitație foarte mult și gesturile alea care cumva sunt și zgomotoase și atrag foarte tare atenție. Unul din motivele pentru care o femeie elegantă nu are asemenea gesturi este că nu vrea să deranjeze pe alții. Genul ăsta de gesturi, și credeți-mă că aș putea să scriu, cred că, carte pe tema gesturilor ăstora, așa, după cum vedeți, sunt foarte naturale. Dar ajunge și la subiectul ăsta imediat. Genul ăsta gesturi atrag atenția altora, de multe ori când sunt zgomotați se deranjează pe alții și cumva în natura oamenilor eleganți, oamenilor elevați, este să nu deranjeze pe altcineva. Adică este ceva natural să nu deranjeze pe alții. Da? Este ceva firesc.
încerci pe cât posibil să nu sâcâi pe ăla de lângă tine, să nu-l lovești cu cotul când cauți tu prin geantă, mai ales dacă ai dita mai papornița, să nu faci prea multă gălăgie dacă îți deschizi, nu știu, o pungă de snacks-uri sau ceva. Sunt detalii care par insignifiante, dar în public contează foarte mult, adică sunt foarte importante și atrag atenția și sunt zgomotoase. Acum, o să ziceți, bine, bine, dar tu să vezi că tu faci gesturile astea. Și am observat că a început să devină un trend ăsta la mine pe canal aici cu bine, bine, dar uite și tu faci nu știu ce. Hai să ne înțelegem puțin așa. Aici suntem într-un mediu familiar, cel puțin eu așa consider. Eu suntem într-un mediu familiar, eu sunt singură, n-am cui să-i dau un cot în nas pentru că nu e nimeni pe lângă mine, nici măcar Miții, care era mai devreme pe lângă trepied, până și ea a plecat. Iar personalitatea mea este una mai energică. Eu, de felul meu, dacă vă amintiți de mine în primii mei ani de YouTube, eu sunt o persoană energică, adică mie mi-a ia ceva mai mult să stau pe scaun liniștită. Și am fost întotdeauna și asta este personalitatea mea. Și nu vreau, mai ales că consider că suntem într-un mediu familiar, să camuflez toată chestia asta, știi, să în public, vă garantez eu, pentru că am stat foarte mult în public, iar că ia s-a întors Miții, în public, nu... Da, mami! Ok? Pe papa? Mă scuzați, grasa prea papa. Revenind, în public, pe mine nu o să mă vedeți niciodată scotocind nervos prin geantă, nu o să mă vedeți făcând foarte mult zgomot cu lucrurile pe care le am, nu o să mă vedeți niciodată făcând chestii din astea ciudate și nu o să mă vedeți gesticulând în halul ăsta, așa cum fac aici. Aici intervine personalitatea mea și mă simt confortabil și vorbesc cu voi și de aia se întâmplă treaba asta, dar când sunt în public, când sunt undeva, în metro, în, nu știu, la birou sau în alte părți, nu sunt așa. Unu, pentru că sunt o persoană introvertită și ultimul lucru pe care mi-l doresc când fac ceva este să atrag atenția asupra mea și asupra lucrurilor pe care îl fac și doi, pentru că mie mi-a intrat de mult timp, nu de acum, de mică mi-a intrat în reflex faptul că nu trebuie să-l deranjez pe celălalt și nu trebuie să-l sâcâi pe celălalt. Așa am fost educată de altfel. Deci asta a fost una din chestiile de bază care mi s-au insuflat de mică. Când ești în public sau când faci ceva sau când, nu știu, când alții depind de tine, nu deranja. Știți? Deci asta a fost una din legile fundamentale care au stat la baza educației mele. Și de aia nu fac chestia asta. Adică eu știu foarte bine diferența dintre cele două și pentru mine este foarte clară diferența dintre cele două. Dar în cazul în care observați că comportamentul vostru este din asta unul energic așa și foarte zglobiu așa prin public, este bine să încercați să vă temperați și ușor, ușor, în timp să faceți diferența dintre spațiul vostru relaxat personal de acasă și ce se întâmplă în public, da? Încercați cumva să vă controlați lucrurile astea, pentru că sunt convinsă că nu numai odată ați întâlnit și voi acele persoane care vorbeau prea tare sau care făceau niște lucruri cu mâinile sau făceau ceva și vă distrăgeau atenția și vă uitați așa la ele. Deci sunt convinsă că ați dat de scenariul ăsta. Deci ăsta ar fi un aspect. Dacă vă uitați la toate femeile educate și rafinate din lumea asta, le veți vedea că în public cel puțin au niște genuri calme, mai liniștite. Ceea ce nu le știrbește cu nimic personalitatea, hai să ne înțelegem. Nu le șterge personalitatea, ci doar că au grijă la aspectul ăsta. Credeți-mă că știu persoane care în public sunt la fel foarte liniștite și foarte ok și acasă sunt foarte zglobi și foarte zburtanice și foarte zgomotoase și foarte bubbly, așa, știți, adică au o personalitate din asta foarte bubbly. Să ne înțelegem, eleganța nu presupune că îți șterge personalitatea, da? Fiecare avem o personalitate noastră diferită și a fi elegantă și a fi o femeie elegantă în special nu înseamnă să ștergi personalitatea, nu înseamnă să stăm toate așa drepte și să nu mișcăm. Pentru că, vezi, Doamne, deranjează pe cineva. Înseamnă să
îmbini atât eleganța cu personalitatea ta, da? Mă rog, poate discutăm într-un alt clip despre treaba asta. Dacă vă interesează, spuneți-mi. Un alt aspect care mie mi se pare absolutamente esențial și ăsta este cu referire mai degrabă la toate show-urile astea House of, nu știu ce, House of Beverly Hills, House of New Jersey, House of, nu știu dacă le urmăriți, că au început să devină cumva populare și la noi, sau tot felul de reality show-uri din astea cretine care mi se pare că iarăși transmit mesajul exact opus. Deci, a doua trăsătură sau al doilea lucru pe care o femeie elegantă nu-l face este că nu-și varsă emoțiile în public. Și prin asta, ce vreau să spun? 1. Nu râdeți zgomotos să o audă tot molul. 2. Nu plângeți zgomotos. 3. Nu face crize de isterie în public. Pentru că, da, și aici intervine exemplul meu cu House of Astea, pentru că toate reality show-urile astea, dacă vă uitați, inclusiv Kardashianii, elementul principal este să se certe în public sau să se certe. Deci asta este constat. Mamă, se ceartă la greu dimineața la prânz și seara oriunde se prind. Deci dacă sunt pe stradă, se ceartă pe stradă, dacă sunt în public, nu știu, la un restaurant, se ceartă la restaurant, dacă sunt la club, se ceartă la club și tot așa. Ceea ce este total aiurea și total neplăcut. Chiar sunt curioasă și puteți să-mi lăsați în comentarii dacă voi ați asistat la genul ăsta de scene în public și cum vi s-au părut. Eu am văzut câteva și credeți-mă că mi s-a zbârlit părul pe ceafă când a fost cumva forțată să asist la scene din astea în care, fără să vreau, eram matură la crize de isterie și la acuze și la urlete și la plânsete și la nenorocitule, porcule, care ești tu porc, care mi-ai făcut și care mi-ai dres și dă-i în cap cu ce apuci și dă după el, știți? Este total deplasat să faci chestia asta în public. În primul rând, ca femeie, trebuie să știi să-ți manageriezi sentimentele. Trebuie să învățați să vă manageriați sentimentele, stările și să nu le mai vărsați în public, pentru că, unu, nu interesează pe nimeni starea voastră. Deci chiar nu interesează pe nimeni, mai ales dacă sunteți într-un loc în care sunteți înconjurați de necunoscuți. Asta odată. Dacă sunteți înconjurați de cunoscuți, este groaznic, pentru că ăia vor găsi din asta sursă de bârfă, da? Deci cu atât mai mult când sunteți înconjurați de cunoscuți. Dar când sunteți înconjurați de necunoscuți, chiar nu interesează pe nimeni starea voastră. Că ești nervoasă, că ești isterică, că îți vine să-i crăp capul ăla, că nu știu ce, nu interesează pe nimeni. Da? Asta odată. În al doilea rând, poate că este o stare de moment și mie mi s-a întâmplat, recunosc, poate că e o stare de moment și după aia îți pare rău că ai te-ai vărsat așa în public, pentru că episodul ăla nu te definește, știți? Și atunci e mai bine să vezi de ale tale. Pe lângă asta, ca femeie, trebuie să înveți să-ți manageriezi sentimentele, fiindcă noi avem tendința, fiind conduse de partea dreapta creierului, avem tendința să acționăm impulsiv în urma unei stări pe care o avem și după două zile să ne pară rău. Așa că, da. Iar toate show-urile astea tâmpite ne învață că nu, e bine să fii isterică în public, e bine să urli la familie, la prieteni, la toată lumea, e bine să îți verși nervii pe ăla care ți-a te-ai enervat în momentul ăla, chiar dacă e un necunoscut. Și femeile elegante nu fac asta. Odată pentru că știu că un episod de genul ăsta nu le definește și atunci nu vor să fie percepută prin episodul ăla. În al doilea rând, nu reacționează în general, femeile elegante nu reacționează în general la tot felul de mecanisme din astea care încearcă să le provoace și în al treilea rând nu
nu-ți face bine psihic să reacționezi așa în public, știți? Adică nu e bine pentru psihicul tău și pentru tine ca om. De-aia trebuie să aveți mare grijă la felul în care vă purtați în public. Da, știu că în ziua de astăzi este atât de la modă să fii exuberant, să urle, să se uită tot mall-ul la tine când ești tu pe acolo, să țip, să audă muzica de la telefon, să se vadă cum vorbești cu cineva la telefon sau... Nu. Știu că e vorba iarăși de comoditatea aia și chestia că nu-mi pasă ce zice lumea. Ba da, tocmai pentru că îți pasă ce zice lumea, faci chestiile alea, pentru că cei mai mulți oameni vor să atragă atenția, să se uite lumea la ei și de aia fac lucrurile alea. Întotdeauna un om care nu vrea să atragă atenția și care nu vrea să se concentreze o atenție mare, așa, o masă mare de atenție asupra lui, o să-l vedeți că stă cu mințel în banca lui, stă băgat acolo într-un colțișor și nu zice nimic. Da? Dar ăștia care fac multă gălăgie, care țipă, care urlă, ăștia în general vor foarte multă atenție. Iarăși, denotă disperare după atenție. Și am promis că vorbim despre disperarea asta cât de curând. Hai că mă mobilizez și vorbim și despre disperare cât de curând. Un alt atribut al femeilor elegante și un alt lucru pe care femeile elegante nu-l fac este că nu sunt genul ăla de people pleaser. Pentru că iarăși odată cu societatea modernă a devenit cumva o tradiție sau o obișnuință ca mai ales femeile să zică da la orice. Vrei să te măriți? Da. Vrei să faci copii? Da. Vrei să muncești 16 ore pe zi? Da. Vrei să faci nu știu ce? Da. Vrei să faci... Totul trebuie să fie da. Iar femeile elegante au prioritățile, cum v-am zis de multe ori în clipuri, sedate, știu ce vor de la viață, știu ce vor de la ele, știu ce vor să se întâmple cu ele. Sau dacă nu știu, că poate sunteți în faza în care în viața voastră încă nu știți. Sau, nu știu, ați venit până în punctul ăsta în viața asta și în viață și de aici vă gândesc eu ce fac mai departe. Da. Chiar dacă nu știți în momentul ăsta, încercați să vă definiți prioritățile, adică aveți niște standarde, aveți niște lucruri care vă definesc, știți ceva despre voi. Da? Oamenii ăștia care sunt people pleaser, în general sunt genul ăla de oameni pasivi, care vor ei să se cațăre așa pe funcții ca să ajungă ei undeva. Și au impresia că câștigă foarte mult în viață dacă sunt genul ăsta de... preșuri, efectiv, genul ăla de, știți, genul ăla, cu toții cred că avem că cel puțin un coleg din ăla care orice zice, da, sigur, da, iubita, sigur, acum, vrea, vrea, sigur, acum, vrei să mă pun de curmezișul? Da, mă pun de curmezișul, vrei să stau în picioare? Stau în picioare, e ca un cățeluș așa peste tot, știți? Cred că cunoașteți genul ăla de personaj. Iar femeile elegante nu sunt așa. Pentru că au principii, pentru că au standarde, pentru că știu foarte bine ce vor de la viață, unde vor să se ducă și așa mai departe. N-au nevoie de cineva să vină, să le împingă de la spate, să le conducă sau să zică faci aia. Sau dacă vrei să demonstrezi ceva, trebuie să faci aia. Nu, pentru că ele știu ce valorează, da? Apropo de asta, eu am avut mari probleme la ultimul job cu ideea asta, pentru că eu nu sunt people pleaser deloc, dar deloc. Și asta pentru că, iarăși, nu știu cum naiba s-a nimerit, dar așa am fost învățată, așa am fost educată. Culmea era că am nimerit într-un mediu din ăsta în care exact asta s-a așteptat de la toată lumea. Stai așa cu labele și să aștepți comanda și să te pui de-a curmezișul și dacă zicea cineva să te arunci undeva într-un canal, tu trebuia să te arunci într-un canal ca să-i faci pe plac și dacă zicea șeful să faci nu știu ce, tu trebuie să faci nu știu ce. Și era și a fost o perioadă foarte aiurea pentru că nu înțelegeau cum de nu mă pot transforma, adică nu mă pot nu mă pot rupe în bucăți ca să mă modeleze cum vor ei, fiindcă efectiv nu sunt genul ăsta de om, nu-mi place să nu mă lingușesc pe lângă oameni. Vedeți foarte bine și cred că dacă mă urmăriți de mai mult timp știți asta, că nu mă lingușesc pe lângă nimeni, absolut nimeni nu mă lingușesc, nu m-am lingușit niciodată pe lângă nimeni și nu-mi place atitudinea aia lingușitoare pe care o au unii și mi-e silă de ei. În momentul în care dau de astfel de persoane, mi-e silă. Multe femei, în mod special, cad în capcana asta pentru că cred că dacă nu le faci pe plac tuturor și dacă nu ești la dispoziție constant, la dispoziția tuturor și dacă nu spui prezent la orice și dacă nu te implici tu în orice, deși
tu nu mai poți, adică ești încărcată de foarte multe lucruri pe care le-ai de făcut, cred că le va dea stima în ochii celorlalți sau cred că vor valora mai puțin sau cred că vor face mai puțin. Nu, dacă sunt oameni de calitate, te vor valora cu atât mai mult cu cât știi să spui nu. Nu stau peste program pentru că am o viață în afara serviciului, da? Dacă nu se pot rezolva lucrurile în alea 8-9 ore cât stau la birou, pa, problema ta, ce faci cu ele, da? Dacă tu nu poți să înțelegi ca șef că eu nu am cum să funcționez normal, ținându-mă 12-13 ore la birou, timp de săptămâni întregi, e problema ta. Înțelegeți? Nu trebuie să vă fie frică să ziceți nu, nu trebuie să vă fie frică să spuneți că nu vă plac anumite lucruri, nu trebuie să vă fie frică să puneți limite, să stabiliți limite, pentru că oamenii vă vor aprecia cu atât mai mult, pentru că se vor opri și vor zice, uite, ea știe ce vrea de la viață, știți? Asta trebuie să facă o femeie elegantă, nu să le facă pe plac tuturor, nu să zâmbească frumos la toată lumea. Ăla te înjură și tu îi zâmbești frumos și îi mai zici și mulțumesc, știți, ca să-i faci pe plac. Nu. Nu trebuie să faceți chestia asta, adică este nevoie de coloana vertebrală acolo, pentru că, din păcate, societatea ne inserează așa în minte că nu e adevărat, trebuie să fii tu pe placul tuturor și să fii preșul tuturor. Al patrulea aspect este că femeile elegante nu au un limbaj vulgar. Și apropo de asta, mi-a atras cineva atenția recent. Da, tu vorbești când mai scap cât un dracu sau cât un la naiba. Acum, paranteză, dacă zici Dumnezeu, poți să zici și dracu. Adică dacă poți să zic ce Dumnezeu se întâmplă, pot să zic și ce dracu se întâmplă. E cam aceeași chestie. Este o diferență în momentul în care începi și dracu-i pe cineva sau faci, vorbești urât, folosindu-l pe dracu. Da? Aia e altă chestie. Și la naiba nu mai zic, că iarăși mi se pare... Astea sunt chestii exagerate pe care observ eu, că unii vor să mi le scoată așa în ochi. Dar nu despre asta este vorba, în limbaj, dragii mei. Când vorbim de limbaj, cred că știm cu toții la ce nivel s-a ajuns, atât în online, cât și în afara online-ului. Și, Dumnezeule, veneam zilele trecute și auzeam niște puși de liceu. Deci, nu știau urechile mele pe unde să se ascundă. Deci, eu de obicei am căștile în urechi, știți, și să mă salvează Sfântul de chestiile astea, dar acum s-a întâmplat să n-am căștile în urechi. Și Dumnezeul! Și credeți-mă că vin dintr-un mediu în care limbajul vulgar, licențios sau cum vreți voi să ziceți, este la cote maxime. Adică am exemplare pe în jurul meu care pot să înjure o oră fără să repete o înjurătură. Și din alea urâte, da? Adică știu care e diferența. Dar este vorba de ce ales să folosești. Despre asta este vorba. Pentru că văd foarte multe femei și pe YouTube și pe mai nou, că a devenit o modă, că mai nou pe YouTube, dacă te apuci în jur și vorbești cu tot felul de organe, ești sinceră. Eu pot să cred că există sinceritate și fără genul ăsta de implicație, adică fără să implice anumite organe. Știm că frivolitatea este la ea acasă, în online și mai ales în societatea actuală și în epoca asta. Frivolitatea este ceva natural și este dovadă de sinceritate și este așa ceva la îndemână, dar cred că putem să trăim și fără. Și fără să ne expunem toate organele, mai mult sau mai puțin sensibile, în public. Și cred că limbajul își spune mult cuvânt, își spune un cuvânt foarte important în sensul ăsta, în ceea ce privește eleganța. Și nu e vorba despre dracu sau la naiba, credeți-mă că nu asta-s problema. Adică, da, v-am zis că Julie Andrews mi se pare una dintre cele mai elegante femei care există și au existat vreodată pe lumea asta, dar halul în care poate să înjure Julie Andrews când se enervează sau când se lovește sau când are o problemă, este... le dă clasă multora. Dar
Diferența este că ea are o eleganță atât de naturală și atât de firească, încât episoadele alea sunt chiar amuzante, adică nimeni nu se gândește la ea că își știrbește eleganța. Doar că trebuie să ai genul ăla de eleganță ca să-ți permiți așa ceva. Ori 99,99% din populația planetei nu-și permite așa ceva. Da? Nu-și permite genul ăla de episoade ca, fără să îi se știrbească eleganța. Și mai ales în cazul femeilor. So, be aware. Și ultimul punct sau ultima regulă, dacă vreți voi, femeile elegante au standarde. Și asta este iarăși un subiect foarte controversat și l-am pus ultimul pentru că cumva le înglobează și pe toate încă celelalte pe care le-am spus. Da? Cumva, ca să le poți realiza pe toate celelalte, trebuie să ai standarde. Adică, nu te cerți în public pentru că standardele tale sunt mult prea înalte pentru a te cobori la nivelul de a te certa cu cineva în public, pentru a te bălăcări cu cineva în public. Nu vorbești urât pentru că limbajul tău, standardul limbajului tău este mult mai înalt de atât. Da? Nu arunci ceva în capul cuiva când îți vine, când ai un impuls din ăsta, pentru că standardele tale sunt mai înalte de atât. Nu ești preșul șefului la birou pentru că tu ai standarde. Standardul tău și de viață și moral este peste nivelul de preș. Da, știm că mulți șefi în ziua de astăzi că asta caută preșuri, dar mai sunt și de aia care caută altceva, nu numai preșuri. Iar treaba asta cu standardele nu este suficient discutată, pentru că intrăm într-o conversație din asta cu tentă sexistă de nu te mai scoate nici de nu se poate. Dar trebuie să ai standarde. Da? Nu stai la birou peste program neplătită, pentru că standardul tău îți spune că ai și altă viață și trebuie să faci altceva cu viața ta, nu numai să stai la birou. Da? Iar ca să ai standarde, trebuie să ai principii. Da? Trebuie să setezi limite și trebuie neapărat să fii fermă pe ele. Adică să știi foarte bine ce vrei, până unde merg lucrurile și așa mai departe. Adică nu poți să ai standarde în momentul în care zici eu nu fur, dar dacă ți se ivește ocazie și ești tu sigură de situația aia că nu o să fii prinsă, bagi mâna și furi puțin. Dacă standardul tău este să nu furi, chit că ți se pun lucruri pe masă și poți să le iei fără să știe nimeni că le-ai luat tu, nu te atingi de ele. Da? Deci despre asta este vorba. În momentul în care ai standard, ăla este și un principiu și nu te abazi de la el. Da? Venea acum un exemplu pe care să-l dau legat de influencer, dar mai bine tac din gură că după aia... Așa, dar știți unde bat. Deci în momentul în care ai standarde, alea sunt Dumnezeu pentru tine. Alea sunt limita. Deci până acolo merg lucrurile. Da? Există o diferență între principii și standarde și între principii și limite. Da? Sunt diferite, dar se întrepătrund toate astea trei. Iarăși, poate discutăm într-un alt clip. Așa, a devenit un refren pentru mine asta, că poate discutăm într-un alt clip. Dar înțelegeți ideea, da? Standarde, de exemplu, standardul de viață, da? Standardul de viață. Ce înseamnă standardul de viață? Băi, eu cheltuiesc atâta fac chestiile astea. Bun, ca să-mi permit standardul ăsta de viață, trebuie să câștig atâta, da? Ei, nu o să mă duc niciodată să accept un salariu sub pragul respectiv, doar pentru că sunt în criză. Nu, standardul meu este ăsta, aici sunt. Deci de aici mergem în sus, dacă de aici nu cobori. Pentru că în momentul în care ai coborât o singură dată, ăla nu mai e standard. Și în al doilea rând, în momentul în care o singură dată ai trecut sub standardul tău, garantat ți se vor ivi alte ocazii în care să mai faci și să zici, hai că mai fac și de data asta excepția asta. Adică, nu, standardul e standard și nu există excepții. Și atâta timp cât ții de standardele tale,
o să vezi cum capeți integritate și cum începi să-ți definești și tu personalitatea și o să vezi că începi să-ți dai seama de lucrurile care îți plac sau nu-ți plac și o să vezi cum o să începi să te placi și tu mai mult, pentru că oamenii din jurul tău care au cap și creier să vadă și să înțeleagă faptul că, băi, ăsta este un standard pentru mine, te vor aprecia mai mult. Da, știu, sunt și cu siguranță veți întâlni în majoritatea cazurilor mai mulți din aia care vă vor critica că aveți standardul ăla. Dar oamenii aia sunt sub, e clar că sunt sub nivelul vostru și oamenii aia nici nu trebuie să-i ascultați. Pentru că dacă nu sunt capabili să înțeleagă că cineva are un standard și că ăla nu se depășește, este un personaj sub nivelul vostru. Deci nici nu trebuie să vă faceți probleme că nu vă înțeleg. Da? Nici nu trebuie să vă bateți capul. Oamenii care au cu adevărat standarde, care au coloană vertebrală, care au principii, vor înțelege că momentul în care ai spus nu, păi nu e. Astăzi, în fise, atât am avut să vă zic pe ziua de astăzi și vreau să-mi spuneți, dacă v-ați întâlnit și voi cu episoade din astea ciudate, ce părere aveți despre ideea asta cu standardele? Pentru că știu că este o idee foarte controversată, cel puțin în ceea ce privește femeile. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, dați un like și un share la clipul ăsta pentru că mă ajută super, super mult și veniți și pe Instagram că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie!